Găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Astăzi, în prima parte, este vorba despre cazul Victor Brauner. Nu știu câți dintre voi știți povestea lui Victor Brauner și a accidentului în urma căruia își pierde ochiul stâng. Ceea ce face cazul Victor Brauner, însă unic în istoria artei, este faptul că 7 ani înainte de accidentul din 1938, Victor Brauner pictează un autoportret în care ochiul îi este scos. Despre premonițiile lui Victor Brauner, despre care a scris și celebrul scriitor argentinian Ernesto Sabato în Abaddon, Exterminatorul și despre eroi și morminte, veți afla în minutele următoare. Partea a doua este vorba despre artista Ecaterina Vrana, Cati. La fel ca Victor Brauner, Ecaterina Vrana și-a creat în picturile ei o mitologie personală. Joi, 18 iunie, Cati ar fi împlinit 51 de ani. Filmul l-am realizat în amintirea ei. Ernesto Sabato relatează astfel despre cazul Victor Brauner în cartea Abaddon, Exterminatorul. Nu știu dacă dumneata cunoști povestea lui Brauner, un evreu român preocupat de fenomenele premoniției și clarviziunii. Și acum fii atent la ce-ți spun. Timp de 10 ani, adică din 1927 până în 1937, Brauner a pictat imagini ale subconștientului, obsesii referitoare la ochi, unele de o extremă gravitate. Dar cel mai îngrozitor dintre aceste tablouri este unul dintre autoportretele sale, lucrat în 1931, autoportret în care se prefigurează cu toată exactitatea tragedia pe care avea să o provoace Dominguez în 1938. Ce se întâmplase de fapt? 1938, Montparnasse, Paris. În atelierul unui pictor a început o ceartă. Pictorul suprarealist Oscar Dominguez, pe jumătate beat, a aruncat într-unul din cei de față cu un pahar care l-a lovit pe Victor Brauner. În urma accidentului, acesta își pierde ochiul. În 1931, Victor Brauner pictează faimosul său autoportret cu ochiul scos, premoniție accidentului său. Iată ce notează Brauner în dosarul intitulat Cazul Victor Brauner despre acest autoportret. Într-o zi în care nu aveam nimic de făcut și mă simțeam golit de mine însumi, am dorit să realizez un minuscul autoportret în fața oglinzii. Pentru a-i da puțină viață, pentru a-l face mai extravagant, l-am lipsit de un ochi. Ei bine, tocmai de acest ochi am fost și eu lipsit. 8 ani mai târziu, rana avea să fie identică. Și atunci, ca urmare a acestui fapt, am descoperit că începând cu 1925 sau 1927, în opera mea puteau fi văzute personaje care își aveau ochii în afara trupului. În acel an, 1931, sculptorul Giacometti, care îi era vecin de atelier, a realizat sculptura Vârf în ochi. Unii istorici de artă cred că această lucrare l-ar fi impresionat puternic pe Brauner. O altă lucrare impresionantă prin caracterul premonitoriu este peisajul mediteranean din 1932. Despre ea scria Brauner în felul următor. O pânză de asemenea misterioasă, ornată cu caractere amintind cele ale vechilor ermetici, reprezintă un personaj masculin atins în dreptul ochiului de o tijă care susține litera D. Aceasta este inițiala numelui celui care a produs accidentul. Astfel, timp de mai bine de 8 ani, zeci, poate sute de figuri anunțau că un ochi trebuia să fie distrus. Un alt lucru care anunța, potrivit lui Brauner, accidentul, este o fotografie păstrată de el în dosar. Brauner fotografiază Montparnasse, un bărbat care leagă la ochi o femeie. În spatele lor se află clădirea în care va avea loc, mulți ani mai târziu, în 1938, accidentul. Oscar Dominguez împlinea parcă astfel o premoniție ca într-o tragedie greacă. Dominguez este urmărit până la sfârșitul vieții de acest accident. Victor Brauner va vedea în Dominguez, mai târziu, un fel de mâna destinului. Scria următoarele. Acesta a fost poate norocul pe care l-am primit ca să privesc mai bine centrul vieții.
Atunci când Dominguez mi-a scos un ochi, l-am urât, deși a fost un accident la care nici el nu se aștepta. La ieșirea din spital am găsit nedreaptă mutilarea mea fizică, în timp ce el își păstra folosirea ambilor ochi, așa că am decis să mă răzbun. Am cumpărat un pistol ca să trag în el. Nu doream să-l ucid, evident, ci să-i rănesc un picior sau un braț, măcar un timp să-l fac neputincios ori să-i produc o infirmitate echivalentă cu a mea. M-am dus la atelierul lui cu o mână în buzunar, ținând pistolul. Nu m-a auzit intrând. Stătea cu spatele și picta. Am rămas împietrit, cu degetele crispate pe armă. El părea indiferent la lumea exterioară, detașat de sine însuși, precum cineva care se roagă sau face dragoste. Nu puteam să atentez la viața unui om în timp ce pictează. M-am retras în liniște și am aruncat pistolul în prima gură de canal pe care am văzut-o. Ernesto Sabato scria în Despre eroi și morminte: "Ei, spuneți și dumneavoastră dacă poate fi vorba de întâmplare, dacă întâmplarea mai are cât de cât vreun sens printre ființele omenești. Dimpotrivă, oamenii se îndreaptă ca niște somnambuli spre țeluri pe care uneori le intuiesc în mod neclar, dar de care sunt atrași ca fluturele de flacără." Așa s-a apropiat Browner de paharul lui Dominguez și de orbirea lui. Arta Ecaterinei Vrana, artistă născută în 1969 în Constanța și absolventă Academiei de Arte din București, clasa Sorin Ilfoveanu, urmărește la petit istoria a propriei sale existențe. Picturile de mari dimensiuni sunt obiectul unor observații subtile ale trecutului. Prin ele, Ecaterina Vrana își reinterpretează trecutul marcat de boală într-o pledoarie însă pentru bucuria vieții. Ecaterina Vrana îmi scria odată: "Eu sunt cea care merge prin zăpadă, prin iarbă, eu plutesc prin aer și printre nori, eu puternică, iar la urmă sunt învingătoare." Lacrimile din picturile mele sunt lacrimi de bucurie și îmi doresc ca oamenii care le văd să-și amintească să se bucure de frumusețile vieții. Fiecare lucrare a mea este o ilustrare a unui început fără de sfârșit. Picturile ei înregistrează seismele propriei existențe, ceea ce le apropie metaforic, dacă îndrăznim o ochiadă în lumea literară, de acele întâmplări din irealitatea imediată ale lui Max Blecher. Nu întâmplător se numea cea de-a doua expoziție personală organizată de Galeria Nicodim din București în 2017, O femeie fără secrete. Prima expoziție personală, Galeria Nicodim o organizează în spațiul din Los Angeles în vara lui 2016. Galeria Nicodim o prezintă pe Ecaterina Vrana, prima artistă română, la Armory Show din New York în 2017, la unul dintre cele mai importante târguri de artă modernă și contemporană din lume. La sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017, Gnip Galerie îi organizează prima expoziție personală în Berlin, apoi în 2018 cea de-a doua. Marta Gnip îmi spunea: "Ecaterina este un pictor adevărat, concentrată pe posibilitățile acestui mediu. Ea își creează propria realitate suverană, aproape fără alte referințe în artă, ceea ce în ziua de astăzi se întâmplă foarte rar. Și-a creat un limbaj propriu, plin de simboluri și semne. În același timp, arta Ecaterinei Vrana se adresează emoțiilor esențiale, iar acest aspect o face universală." În picturile ei, Ecaterina Vrana apare fie ca o adolescentă stingherită cumva în propriul corp androgin, apariție uimită într-un peisaj întunecat de nimic bun prevestitor, îmbrăcată într-o fustă albă pe care sunt scrijelite înduioșător printr-un oftat: "Mi-e dor de când aveam 16 ani." Sau curajoasă, de-a dreptul provocatoare, într-un tet-a-tet cu privitorul, cu ochii mari și gura conturată în formă de inimă, în autoportret cu pui. Simbolul aproape omniprezent, puiul, este rezultatul unei negocieri private cu trecutul. Este un element al mitologiei individuale, un motiv obsesiv, reprezentativ al unei copilării fericite. Minionele viețuitoare din grădina Edenului copilăriei îi sunt însoțitori, tovarăși devotați de drum lung și anevoios, la fel cum, la urma urmei, amintirile sunt pentru noi.
că e vorba în opera ei, deși în umbra amenințărilor destinului, totuși de iubirea de viață, o spune Caterina Vrana folosindu-se de cel mai simplu simbol al acesteia, pe care, de exemplu, în lucrarea Închis îl zugrăvește alb în alb pe o ușă. Inima, pur și simplu, cum exclama Nikita în poemul Tragere la sorți. Viața este o tragere la sorți. Pictura este o mare bucurie, deschide stomacul strâns de frică, spunea Cati. Acesta a fost Artful de Jurnal, duminică 21 iunie. Voi încheia cu îndemnul Ecaterinei Vrana, Cati. Nu uitați să vă bucurați de frumusețile vieții.